Părinți, aveți mare grijă ce cadouri le puneți sub brad celor mici. Inspectorii OPC Sibiu au descoperit în magazine 10 de jucării ce erau vândute fără etichete de avertizare sau cu informații doar în limba engleză. Multe dintre ele un adevărat pericol pentru copii. Acest cub Rubik nu are nici ambalaj, nu are nici etichetă. Lipsă totală elemente de identificare. Nu știm nimic despre ea. Avertismentul este incomplet. Nu se recomandă copiilor sub 3 ani nesupravegheați. Nesupravegheați de cine? Avertismentul complet este a se utiliza sub supraveghere adultă. Comercianții au încercat să se apere, spunând că nu este responsabilitatea lor să se asigure că toate cutiile au marcajele necesare. Și ele aveau o cutie inițială pe care scria ceva. Ce să fac? Să țin bucata respectivă? Și din punctul meu de vedere, consider că ei ar trebui să facă această etichetare, pentru că noi suntem doar revânzători și cei care aduc marfa în țară și cei care o redistribuie, deci ar trebui rezolvate problemele începând de acolo. Astfel de jucării au fost găsite în mai toate magazinele din oraș. Pentru mulți copii sunt cadoul ideal, iar părinții le cumpără fără să se gândească că de fapt le pot face rău celor mici. Ar trebui să le verifice alții, nu noi. De aceea, autoritățile îi avertizează să fie mai atenți. Nu trebuie să cumpărați jucării care nu au marcajul Comunității Europene, CE, să nu cumpărați jucării cu părți detașabile de mici dimensiuni pentru copiii sub vârsta de 3 ani. Inspectorii de la Protecția Consumatorului din Sibiu au aplicat până acum 17 amenzi în valoare de 58.000 de lei și 12 avertismente. Multe jucării au fost oprite de la comercializare până la remedierea neregulilor.